Moarte groaznică pentru un bărbat de 34 de ani din raionul Florești. Victima s-a înnecat în lunga râului Botna. Tragedia s-a întâmplat în data de 29 mai, în localitatea Plopștiubei din Căușeni. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Căușeni, Corina Repeșciuc, a declarat că bărbatul ar fi intrat în apă pentru a pescui. La un moment dat, victima și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut în apă. Când au văzut că nu iese la suprafață, pescarii aflați în preajma au început să-l caute, însă din nefericire, fără succes. Aceștia au sunat la 112, iar la scurt timp la fața locului, polițiștii și scafandrierii au inițiat căutările. După o oră de căutări, salvatorii au depistat și au scos la suprafață bărbatul care nu dădea niciun semn de viață. Medicul legis nu a depistat semne de moarte violente pe corpul victimei. Martorii de la fața locului le-ar fi declarat polițiștilor că bărbatul decedat era vizibil în stare de ebrietate. Cadavrul victimei a fost transmis la expertiza medico-legală, iar oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Bărbatul decedat nu a ajuns niciodată în vizorul poliției. Aceste era căsătorit și educa împreună cu soția sa trei copii minori.